putea că, nu știu, mi s-ar sparge sau ceva, nu m-aș descurca atât de bine, adică n-aș vedea fețele oamenilor de la distanță și obiecte mai mici sau chestii gen scris. A fost destul de greu pentru că nu vroiam să mă obișnuiesc cu ideea că eu trebuie să port ochelari, pentru că nu-mi plăceau deloc și nu mă simțeam confortabil cu ei. Și acasă era foarte ok să-i port și m-am obișnuit foarte repede. În schimb, la școală nu vroiam niciodată să iau și uitam tot timpul acasă, că vroiam să-i uit acasă și pur și simplu nu vroiam să mă vadă lumea cu ei. Problemele au început cam prin clasa întâi, dar nu am vrut să le spun părinților și am lăsat să treacă vreo 2 ani fără să iau vreo măsură împotriva dioptriilor. N-au reacționat atât de bine pentru că nu le-am spus eu, ci au aflat singuri, pentru că și-au dat seama că nu mai văd bine și s-au decis să mă ducă la un control fără să-mi spună. Deci am avut conjunctivită într-o vară și i-au spus la doctor să-mi facă și un control, fără ca să-mi spună mie înainte chestia asta. Și așa au aflat ei că am probleme cu ochii și na, s-au supărat că nu le-am spus eu. Vedeam la tablă, dar copiam tot timpul de la colegii cu care stăteam în bancă. Și cam atât. Adică la teste sau așa nu era o problemă pentru că de aproape vedeam. Nu vedeam la distanță. Deci nu au fost probleme foarte mari, că atunci dioptriile încă erau relativ mici. Cei de care eram destul de apropiată au încercat să mă încurajeze și să-mi spună că arăți ok și nu-ți face griji, că nimănui nu-i pasă dacă ai ochelari sau nu. Și restul nu au reacționat în niciun fel negativ. De obicei port lentile când fac sport sau la petreceri sau pur și simplu că am eu chef în ziua aia și timp să mi le pun. Aș fi vrut să renunț complet, numai că oftalmologul mi-a spus că nu e o idee bună, mai ales la vârsta asta, că ochiul e încă în creștere și e mai sănătos să mai port ochelari o perioadă. Între timp mi-au crescut dioptriile și sunt destul de mari, numai că m-am obișnuit cu ideea că trebuie să port ochelari și e mult mai ok decât înainte. În loc de ochelari mai port și lentile de contact câteodată, deci sunt chiar ok cu ideea asta.